Doamne ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumul Spiritual. Ne bazăm pe marii duhovnici să învățăm ce avem de făcut în urcușul nostru cel duhovnicesc. Se bazau și tinerii călugări, poate printre ei și tineri duhovnici, alături de părintele Ioaniche Bălan la Sihăstria atunci când l-au invitat pentru dialog pe părintele Arsenie Papacioc. Astfel, din frământările lor s-au născut întrebările adresate părintelui, așa că, din această dorință, poate tineri duhovnici doritori la rândul lor să lucreze la mântuirea celor lor încredințați spre mântuire, iată că îl întreabă astfel pe părintele. Ce trebuie să facă un duhovnic pentru a zidi și a mântui cât mai multe suflete? Problema este destul cu multă râvnă pusă, să spunem. Pe unde vedem râvna? Din dorința de a mântui cât mai multe suflete. E o râvnă firească, e o râvnă frumoasă și dacă îți dorești, cu ajutorul Dumnezeu dobândești. Haideți să vedem ce l-a răspuns cel care a lucrat la mântuirea multor suflete, nu? Părintele Arsenie Papacioc. Duhovnicul este și el om. Ca om, întru totul cu dorințe, cu slăbiciuni, ca om primește darul acesta al iertării păcatelor prin mărturisire, iertare pe care, de fapt, numai Dumnezeu o poate da. Se cuvine pe lângă acest mare dar al Duhului Sfânt să ceri și tu, în continuare, de la Dumnezeu îndoit dar, ca prorocul Elisei, să poți avea neapărat o viață curată de sfințenie. Vorbește de ține ca duhovnic. Tu ca duhovnic să ceri să ai, iată, neapărat o viață curată de sfințenie, mai aleasă și mai deosebită decât a celorlalți oameni cu patimile vindecate, povățuindu-te numai de îndemnurile Sfântului Duh, dacă voi să ai numele de duhovnic adevărat, unit cu fapta. Întru toate să fii exemplu. Spus aici la un moment dat așa, povățuindu-te numai de îndemnurile Duhului Sfânt. La ce se referă? Foarte important acest sfat, acest imperativ sfat dat tinerilor duhovnici. Adică să nu te lași pe tine în păreri proprii, să fii într-o învățătură a Bisericii, a Sfintei Scripturi, om de rugăciune și de post fiind și astfel ești în povața Duhului Sfânt în tot ceea ce săvârșești ca duhovnic. Nu uitați, fac o mică paranteză, de telefonul pe care îl vedeți afișat pe ecran, în cazul în care veți dori să puneți o întrebare, vă frământă ceva, iată, producătorii emisiunii și Litoral TV au pus la dispoziție acest număr de telefon, sperând că vă veți folosi și mai mult de pe urma emisiunii. Dacă tu, ca duhovnic, vei posti, vor posti și fiii tăi. Dacă te vei smeri, vor fi și ei smeriți. Și în toate vor fi după buna rânduială a lui Hristos, pentru că ei cred mai mult în ce văd la tine cu lucrul tău decât ce aud din gura ta. Că ochii sunt mai încrezători decât urechile. Citează aici
părintele Arsenie Papacioc, de la Sfântul Nicodim Aghioritul. Urechile aud, ochii văd. Omul este convins mai mult de ceea ce vede decât de ceea ce aude. Așa este omul. Înșelare poate să fie în oricare dintre simțuri, dacă nu suntem atenți. Însă, într-adevăr, în zidirea aceasta a sufletelor fiilor duhovnicești, duhovnicul predică el cu cuvântul, povățuiește, dar predică și cu fapta sa. Dacă există discordanță între ceea ce el învață, propovăduiește și ceea ce face, atunci nici măcar ce face, dacă ar fi bun, greu de crezut, pentru că dacă ce povățuiește este rău, atunci s-a depărtat toată turma de tine. Dar dacă tu povățuiești ceea ce este bine și fapta ta este în discordanță cu ceea ce sfătuiești, riști nu numai să nu convingi, ci să și smintești. Și atunci, în loc să mântuiești multe suflete, s-ar putea să pierzi multe suflete. Și apropo de pierdutul sufletelor, mai țin minte în ce conjunctură am folosit această sintagmă și zice cineva care abia aștepta să spun ceva și să răstălmăcească orice cuvânt al meu. Nu știam pornit. Eram la un parastas. Era unul dintre invitații gazdei. Și am spus acest lucru și zice: Domne, dar de ce crezi că îți pierzi? A folosit un cuvânt de la locul lui. Eu nu-l folosesc. Îți pierzi fiii duhovnicești ai tăi? Bine, nota pe care o arunca o veți înțelege din cele pe care le voi spune. Zic, domne, nu mă tem că îi pierd de la mine, de lângă mine, nici măcar din biserica în care slujesc, ci mă tem că dacă săvârșesc ceva ce nu este la locul lui, risc să-i pierd pentru Hristos. Pentru că preotul nu pune problema preoției sale, ci preoția sa este preoția lui Hristos de fapt. Și atunci păstorirea este în Hristos și pentru Hristos, nu pentru sine. Pentru că, bună oară, apropo de acest lucru, au fost situații când fii duhovnicești, aparent pierduți de către un păstor, au fost pierduți de acel X păstor, dar nu pierduți de Hristos, pentru că aveau rădăcini adânci înfipte, trainice, în biserică și s-au depărtat de acel duhovnic și au căutat un alt duhovnic și împreună cu noul duhovnic, învățând de la acel nou duhovnic să nu-l judece pe duhovnicul ce i-a smintit inițial, povățuindu-i să îl ierte și să se roage pentru acel duhovnic. Deci iată, creștinul cu alt duhovnic, creștinii cu alt duhovnic au întors și vindecat acel duhovnic care la început fusese ce nu trebuie. Vedem deci că responsabilitatea este mare a duhovnicului, dar și omul trebuie să aibă, să poarte grijă de sufletul său. Prin aceasta, cu nimic nu deresponsabilizez preotul sau duhovnicul. Cu nimic. El are responsabilitatea pe care o are să și o poarte așa cum se cuvine, să ne o purtăm așa cum se cuvine și să-L rugăm pe Dumnezeu să fim, cum spunea Părintele, cum ne povățuia, să fim, iată, în povața Duhului Sfânt. Adică să săvârșim cele plăcute lui Hristos, cele de El rânduite nouă spre împlinire prin învățătura pe care a dat-o Bisericii, prin Sfinții Părinți și prin Sfânta Scriptură. Deci duhovnicul trebuie să fie iubitor și înveselitor cu toată lumea.
M-am întâlnit zilele trecute cu cineva. Îmi părea cunoscut, motiv pentru care am zâmbit cordial. Nu știam de ce celălalt se uita un pic încurcat, deși din privire înțelegeam că și el m-a recunoscut. Nu mai știam de unde ne cunoaștem. I-am zâmbit, l-am salutat, i-am întins mâna. Ușor sfios și încurcat îmi întinde mâna. Doamne ajută, ce mai faceți? Sincer, nu mai știu de unde să vă iau, ajutați-mă. Și atunci i-au picat ochii în pământ. Mi-a dus aminte de unde, din ce moment. Ușor de necinste pentru dumnealui, acel moment pe care chiar îl uitasem cu ajutorul Dumnezeu și comportându-mă astfel, n-am renunțat la zâmbet când mi-a spus de unde ne știm. Din contră, m-am luminat și mai tare la față și am mulțumit că a acceptat salutul meu. L-am întrebat de cu totul alte lucruri. A văzut că în inima mea nu este ceea ce s-ar fi așteptat el să fie. Consecință a momentului de odinioară. Uluit că nu este, văzând zâmbetul și buna mea învoire, a câștigat mai multă încredere și am stat de vorbă mai îndelung. Și astfel, în timp, iată, Dumnezeu l-a adus în turma sa. Slavă Domnului pentru aceasta. M-am bucurat teribil pentru acel moment, pe care, iată, nu l-a lucrat nici de cum preotul, persoana preotului, ci Hristos. Învățând de la Părintele Arsenie, din învățătura Bisericii, să iertăm, să iubim. Iată, să fim înveselitori și iubitori cu toată lumea. Și când procedăm așa, nu greșim. Din contră, salvăm. Și nu salvăm noi, cât Hristos prin noi. Dar te bucuri. Doar atât. Fără să ai vreun merit. Te bucuri că Hristos a lucrat prin tine. Asta nu poate face nu, numai doar, asta nu poate face doar duhovnicul. Ce poate face și creștinul de rând. Atunci când îți greșește cineva cu ceva, nu e personal. Deși poate acela personal s-a îndreptat către tine. Acțiunea în sine, vorba în sine, totul te face să crezi și n-ai greșit după judecata omenească că este îndreptat împotriva ta. Este un lucru cu direcție personală la tine. Nici atunci, nu o iei personal. Te nedreptățești pe tine, îl îndreptățești pe celălalt și iubindu-l, ai milă pentru el, pentru că de greșit, dacă greșește, greșește doar înaintea lui Dumnezeu și în fața propriei persoane. Și îi dai șansa lui Hristos să lucreze prin tine pentru acela, și astfel să-l câștige, iertându-l și rugându-te pentru el. Doamne, iartă-l, nu știe ce face. Luminează-i mintea, dă-i gândul cel bun. Și dacă inima ta a fost curată în momentul acela și ai spus cu sinceritate acest lucru înaintea lui Hristos, ori atunci, în acea clipă, se întoarce, ori în timp, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu siguranță se va întoarce. Vei avea și tu mângâiere pentru întoarcerea lui. Și chiar dacă nu aici, pe fața pământului, cu mult mai mare mângâiere vei avea dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Dar oricum ești în postura de câștigător. Iertând și uitând, iubind și dăruind bună învoire celorlalți, îl facem de fapt nu
pe mine, pe tine, pe celălalt câștigător, ci pe Hristos în noi, câștigător. Câștigându-ne și pe noi și pe alții. Să se vadă că ești primitor și înțelegător când când au venit la tine, să-ți vadă blândețea, bunătatea, iubirea și că ești sincer doritor să-i ajuți în procesul lor de conștiință pentru lucrul cel mai de preț, mântuirea. Vrei să-i ajuți în mântuirea lor. Un lucru pe care cu conștiință îl săvârșesc, nu inconștient. Foarte important și această precizare a Părintelui. În procesul lor de conștiință pentru lucru cel de mare preț, mântuire. Să fii și în cunoștință de cauză și să fii conștient că trebuie să te mântuiești. Ei, în acest demers personal al fiecăruia dintre noi, duhovnicul, iată, trebuie să mă convingă pe mine, fiul său duhovnicesc, că este sincer, un sincer doritor care vrea numai decât să mă ajute. Ce împiedică această percepere? Fie mecanismul, ritual, vezi că mi se întâmplă și nouă preoților acest lucru, din păcate, câteodată. Lucru pe care nu avem cum să-l reglăm la un moment dat. Se întâmplă ca tot postul să fi avut timp să spovedești și oamenii să fi lăsat de pe o zi pe alta, tu anunțând că ai program de spovedit și venind la biserică și așteptând să vină omul la spovedit, să vină 2, 3, 5, deși tu ai fi avut timp mai mult pentru mai mulți, asta e, o zi, două, trei, și după cum ei mărturisesc, părinte, aș fi putut veni și atunci, dar m-am gândit, ia să mă duc atunci. Și tot așa m-am mânat. Sunt unii care îi înțelegi că n-au putut decât atunci. Nu e nicio problemă. Bine, îi înțelegi pe toți. Dar se adună foarte mulți într-o unitate de timp extrem de scurtă. Ultimile zile din post. Și de cele mai multe ori lucrul ăsta se întâmplă în postul mare, în postul Paștelui și în postul nașterii Domnului, în postul Crăciunului. În astea două posturi, mai cu seamă, atunci se petrece acest efect, să spunem, al amânării. Și, având despovedit în două ore, cât mai până începe prohodul, să spunem, văzând că sunt vreo 50 de oameni, te așezi pe scaunul despovedit și cauți să-l întrebi. Ai făcut aia. Caut să reduci la maximum necesar timpul despovedit. Un lucru care pe unii, care nici nu înțeleg momentul cu maximă presiune, au impresia că nu vrei să le acorzi timp, deși tu te-ai pus la dispoziția lor cu multă vreme înainte. Nu te tulburi, dar ăsta este riscul. Și am făcut această paranteză pentru ca să căutăm să nu amânăm spovedania numai decât pe finalul de post. Pe de altă parte, există și posibilitatea, acum cu toții știți, fiecare dintre creștini are la îndemână numărul de telefon al duhovnicului său. Îl poate suna, îl poate întreba, poate programa împreună, după cum și părintele și creștinul au timp, și atunci sigur, duhovnicul îți va acorda timp exact cât ai tu nevoie. Nu va fi presat și astfel să te preseze și pe tine. Lucru care l-ar cam împiedica să-ți explice, să-ți arate cât de binevoitor, deși el se comportă cu bunăvoință, să-ți explice cât de doritor este de mântuirea ta. Să fii ca duhovnic popular, să-i convingi mai întâi de acest lucru care l-ar îngrijora, că păstrezi taina spovedaniei cu prețul vieții tale.
să fie încunoștințat de acest lucru. Să nu se îndoiască. Știți că întâlnim, nu de puține ori, din păcate, astfel de atitudini ale unora dintre creștini care spun, păi ce să mă duc la preoți după aia să mă spună nu mai știu pe unde și în altă parte. Ce folos ar avea preotul să spună păcatele tale? Știți ce se întâmplă? La un moment dat, omul l-a spovedit, nu, neștiind cum să se spovedească, ajunge să detalieze inutil când a făcut prima dată păcatul acela, când a făcut a doua oară, a zecea oară, a 30-a oară, fiecare moment cu detaliile care pentru el ar fi motivații de aceea am făcut acel păcat, de aceea am făcut acel păcat. Detalii care consumă inutil și care unul dintre cei de care vorbeam puțin mai devreme, crezând că așa trebuie să te spovedești, să dai toate detaliile inutile, crede că duhovnicul, persoana duhovnicului, aflând acele multe detalii și persoane și locuri și timpuri când s-au petrecut respectivele păcate, are informații despre tine pe care le poate folosi împotriva ta. Asta numai o minte bolnavă le poate crede, le poate gândi. O minte deocamdată cu o frână puternică pusă de înfrânătorul lucrurilor bune. Și ca să putem să depresăm această frână, am putea spune pentru aceea, Doamne, când te spovedești, nu dai detalii. În ce loc, în ce timp, cu cine erai de față. Detalii care te-ar putea, poate, gândind încă sumar, să zicem, sau greșit, înfrâna să mărturisești păcatul. Spune-i preotului, am făcut cu tare păcat. Am făcut cu tare păcat. Spovedania nu înseamnă să dai detalii de fapte, ci să mărturisești fapta. Sincer. Să mărturisești fapta. Și nu detaliile. Ai spus-o sincer? Ai spus-o cu părere de rău că ai săvârșit-o? Și hotărât să nu mai faci. Astea sunt condițiile tale. Nu se vorbește în niciuna din cele trei condiții de detalii și de alte lucruri. Poate că auzind acest lucru, unii care nu s-au spovedit, poate iau curaj și se spovedesc. Ferească Dumnezeu să fie astfel, adică cumva să nu păstrezi taina spovedanii. Că discuția este omenească, ce se petrece la spovedit, este între oameni, dar lucrarea este divină. Dar lucrarea este a lui Dumnezeu, practic. Dumnezeu care îți dăruiește ție, Fiul Duhovnicesc, iertare, dezlegare prin mâna Duhovnicului, Dumnezeu care îți înmoaie inima și îți luminează conștiința spre mărturisirea sinceră, cu căință și hotărât să nu le mai faci a păcatelor. Aceea, chiar dacă în aparență ce se petrece în aparență, în vederea ochilor, este omenesc, lucrarea este dumnezeiască. Că tu ești martor cinstit cu puterea de a dezlega sufletul lui de orice păcat mărturisit și că, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, păcatele mărturisite nu se mai iau în vedere, nici la vămi, nici la judecata de apoi. Atunci el va vedea cât a fost de mare momentul mărturisirii lui. Atunci vom înțelege. Vom înțelege cât de mare a fost momentul mărturisirii noastre, dacă ne-am spovedit. Și cât de mare ar fi fost momentul mărturisirii noastre pe care ni l-am refuzat, dacă nu ne-am fi spovedit. Pentru că vom vedea, poate, oameni care
despre care știm că au făcut păcate ca și noi, poate, și pe care îi vedem trecând de vămile prin care noi nu putem trece. Pentru că, chiar dacă au făcut acel păcat, s-a spovedit, s-a căit, i-a părut rău și după acea spovedanie n-a mai făcut păcatul. Acest lucru este bine de știut pentru toți, pentru că parcă de prea multe ori auzim din gura creștinilor o căință nu cu minte, aș numi eu. Aceea care îl face pe om să spună: Părinte, da, mi-a iertat mie Dumnezeu păcatul ăsta? Păi l-ai spus sincer, da. Îți pare rău, Doamne, ce rău îmi pare, Părinte. Mai faci, cum să mai fac așa ceva? Bun, ai împlinit toate trei condițiile? Da. Ți-a dăruit duhovnicul tău iertare? Da, Părinte. Păi și dacă ți-a dat iertare, de ce mai vorbim? A spus, te iert și te dezleg? Da. Nu mai avem despre ce vorbi. Dacă vămile văzduhului vor fi trecute, dacă judecata de apoi nu vă mai ține cont de, tu la ce te mai încurci de el? Ți-aduce aminte că l-ai făcut, că nu ești un sfânt, n-ai fost un virtuos toată viața, ai motive în amintirea acelor păcate să fii un om smerit și mai smerit dacă e, dar nu un om deznădăjduit de iertarea ta. Pentru că din moment ce ce-a dăruit Dumnezeu această putere de a lega și dezlega pârghie prin care El să lucreze salvarea noastră, păi, slavă Domnului că ne-a dat-o la dispoziție, ne-a pus-o la dispoziție. Ne folosim de ea și după aceea ne întrebăm dacă ne este de folos. Este foarte, foarte ciudat. Știți? Când am cumpărat cuiul și ciocanul și cheresteaua și am bătut cuiul, cu toată nădejdea că acea legătură dintre lemnele pe care le-am ansamblat va ține. Și după ce am făcut tot eșafodajul pe care vrem să-l facem, vedem că este exact cum l-am proiectat, că este bine făcut, că ține, și după aia lăsăm îndoiala să pătrundă. Dar oare o fi bine cum l-am făcut? Păi uite-l, că e ok, că ține, și țigla pe el, că dar oare o ține? Și ține vreo 20 de ani. Dar oare o ține? Și mai ține încă 20 de ani. Dar oare o ține? Păi nu a ținut, mă, până acum și încă mai ține. Adică n-ai murit, Dumnezeu ți-a ajutat în toate cele pe care le-ai cerut de la El de când ți-ai mărturisit acel păcat și tu stai cu mintea încă dacă păcatul îți va fi sau nu iertat. Mare capcană. Asta, de fapt, afectează credința. Însemnează că nu ești credincios. Să-l convingi pe omul că omul nu este acela care a greșit, cel de dinainte, nu? Ci acesta care se căiește și se spovedește acum. Și că dacă a căzut în apa adâncă și e salvat cu darul lui Dumnezeu și răsuflă acum liniștit, nu-l mai ceartă nimeni de ce este ud. Bine că a scăpat de la piire. În felul acesta blând și de la inimă, dăruindu-și, dându-și seama că se săvârșește cu el taina iertării păcatelor, își deschide sufletul cu totul să nu facă o mărturisire rea cumva, care l-ar primejdui mai mult, să nu-i rămână nimic, nici păcate mari și grozave și nici cele mici care se cred a fi însemnate. Dar e un lucru foarte înșelător, de fapt, să crezi așa ceva, că cele mici ar fi însemnate. Pentru că, iată un citat celebru de al părintele Arsenie, nu e lucru mic în viață răul cel mai mic. Îți va cere ajutor să-l cercetezi după o oarecare rânduială și să o faci cu toată inima că e fiul tău, ca un tată iubitor. Și să-l asiguri că la răspântia cea din urmă, cândva, vei fi de față și îngerii se vor bucura și cu ei odată rudele, lumea
și toată creația lui Dumnezeu. Vei fi lângă El la judecat. Să se știe Fiul în grija Tatălui, Tatălui Ceresc cu toții și Duhovnicului. O astfel de lucrare duhovnicească va avea ecou și în alte suflete și va cerceta biserica și va străbate peste munți Duhul lui Dumnezeu, încurajându-ne spre unitate în dragoste creștină, căci credința noastră a creștinilor nu este altceva decât iubire. Duhovnicul, arătându-și întru totul și întru toate dragostea de părinte adevărat, se socotește că moartea cu fiii lui e mai dulce decât o viață fără fiii lui duhovnicești. Iată o iubire, o inimă de mamă și de tată autentic în Părintele Arsenie. Să înțelegem și duhovnicii, luându-l drept model, și fiii duhovnicești, coi fi eu și duhovnic, dar sunt la rândul meu și fiul duhovnicesc al duhovnicului meu, să luăm aminte și să ne folosim de duhovnicii noștri. Doamne, ajută-i biscuit din cioși.